doar să vă spun aici că am dat instituția arhitectului șef o sarcină să regândim toată zona aceea, să încercăm să facem o zonă pietonală de la statuia lui Brătianu până la faleză, făcând circulația doar pe breteaua pe care se circulă acum, mărind-o cu aproximativ 2 metri. Am făcut o expertiză minimă, tehnică, se poate acest lucru. Și încercăm să facem, deci, de la statuia lui Brătianu până jos o alee